N-am mai întrebat de două ori. Și ce-a zis? Nimic. Ce bea masajul ăsta? Coile mele se... Doamne, dar cât te văd în gură, Daniel, frumos, aici, cu aia pe față, tu faci ca video de organizație. Nu, colegul ne-a recunoscut că face parte din organizație, copii negri sau ceva de genul. Deci pe cine? Tu știi cu cine te pui în orașul ăsta? Te pui cu mafia noastră, domnul. Și știi că noi, dacă nu dai informații sau dacă nu suntem mafie, domnul, organizație secretă, domnul. Dacă nu vezi ești cu mașina. De asta așa să dau telefonul, mă, să văd din ce organizație faci parte mai exact. Numele, dar mai interesează numele tău. Mi... Nu știu, e Pala sau nu e Pala? E Pala, e Pala, ceva de genul. Da, am văzut în buletin. Lovle, da. Unde pleci, unde pleci, înapoi, oi, oi, oi. Plec, eu văd că e... Mafia. Cum a spus că-l cheamă? Mi e Pala, rusa, rusa. Diego, taci. Ia dă-mi informații, te rog, eu pot de este omul. Mi e Pala, sau cum de acolo cheamă. Da. Da. Am înțeles, organizații. Bun. Hai, te pup, salut. O, domn, de ce e într-un lucru frumos, nu voi? Ori dai și tu ceva, ori băieții mei, uite cum stau. Aveți că nu sunt casa mafiei. Un glonț frumos pe la ceafă, un glonț în picior, un glonț în abdomen. Domne, vă zic sincer că fac parte din lupii negri. Bă, bine-te făcut! Bă, mă, tine, o dată mai crescut, mă, trebește. Spargă tot ce ai. Că dacă nu stai, te aduc eu jucăria mea. Domne, colegul un cam foarte ca la mine, vreți să îi mai tăi un deget, am tăiat două până acum. Oh, aveți un șer. Colegii, ia la niște informații de la el. Deci, să o luăm ușor. O luați pe rând, colegii. Când am plecat, da? Cine e liderul vostru? Claudiu. Claudiu? Hai colegul, stai un pic, stai așa, stai așa, s-aduc pe tata în servieta. Stai decât să primești și un pune la aduc ce. Ia stați colegii să pun servieta aici, aici și numele tuturor organizațiilor. Oh. Ai încurcat-o, prieten. Uite-te-l. Așa. Deci, colegii, interrogați-vă, vă rog, mă, eu mă notez aici. Bun. Cine și cu tău? Ce mă, care e problema? Bă, taci mă că filmezi, nu fi cu poftim. Bă, taci. Șeful tău cine e? Liderul și mai zi-mi odată ce organizație, din ce organizație fac deci, parte. Deci, fac parte din mafia lupii negri. Notează, coleg. Lupii negri. Iar liderul meu, șeful meu este Claudiu. Ia 10 ore când spui Claudiu, am jucat în bază bazată, dar tu nu e Claudiu. Păi, vă zic! Lăsați-vă pare să vă dea și informații. Deci, fie domnul. Ia zi-ne o culoare la mașină, dacă au ceva la mașină, dacă știi ce zic. Cum îți mai îmbrăcați ca dumneavoastră? Păi, domnul ăsta, nu știu. El a fost, nu mai știu cine a fost. Păi, culoarea la mașină sunt negru. Negru, așa, mai închis și deschis. Cum e mașina mea? Bebeu ăla din spate? Ce? Da, dar e mat, e mat, e mat. Atunci cum are colegul Merețanu, mat? Așa. Hai băieți, mai luați informații de la domnul, că poate fi cineva. Deci fie, hai să spun cum să le treaba. Dacă tu o să fii ascultător, dai frumos informații de ce avem nevoie, uite-te, nu te omorăm astăzi, ca suntem băieți frumoși. Dacă nu cooperezi, s-ar putea să nu-ți cu mare legat la mâini. Cooperezi, cooperezi. Să-ți zic că n-ai. Dar vezi că l-am băgat în casă. Așa că zic tot ce știi. Gata. Deci. În caz de orice, dacă faci o greșeală, glonț. Câți membri sunt, repetă?
8, 8. Unde e locația voastră? Notează, notează, unde e locația voastră? Locația noastră e... Vă pun pe GPS? Colegii, stați-o, mergeți unul frumos, stai, mă duc eu, colegii, stați-o așa. Da, dați-mi drumul, că... Colegul, nu folosi forță. Nu-i da drumul, colegul. Dă-i drumul, colegul. Mă doare... Hai aici, BMW, nu aici, BMW, să-mi pui pe GPS. Stați-i deschid ușa. Sau, colegi, noi nu suntem buta, hai. Dați-i drumul la cătușe, să deschide cel frumos. Îi dau, îi dau, colegul. Păi mai poate, fără două degete. În cazul meu, ce ți-i dezvară pe el? Trebuie ca de sa fac secreta, colegul. Așa ca deschid un pic, mi-a greu ușa. Hai deschid eu, pe ei nu ești legal la mine. Păi nu doamne, da. Nu mai am două degete. Colegul, ia vezi pe aici, ia vă duc în serviciu. Bate-te, mă duc. Ți-l-a pus bine acum? Ulangile, uite-te în spate. Da, au pus-o bine. Doric, s-a scuzi de noi. Stați-vă cu live. Da, vă spun sincer că acolo este, domnule. Deci, colegii... Da, dați-o jos. Colegii, am cam atât ce avem nevoie de noi, nu? Bine că te zic eu. Colegul, eu zic să te duci jos mașina și să verim ce este informație, că... La cum îl văd îmbrăcat și așa... Bă, pentru că ai fost, om amabil cu noi, nu o să te chinuim, nu o să te omoabem. Colegul, mă urăți? Tot în mașină, colegul, știi ce e de pucă, stai să mă duc mea la servileta. Nu. Îl luăm în ce pula aia să facem cu el. Păi l-am băgat în casă. Păi dar el nu e lupii negri. Să mor tu pe noi. Dar nu-l luăm ăsta așa, băgați-l, aruncați-l în labă mai bine. Deci, fie în timp așa de promisiune, dar să nu te omorăm. Stai să-mi pun servileta, poți să vezi. Rolează-mă că îmi dai o pastilă de somnifer și una de... Stai așa să pun amortizor, să nu facem căruci. Nu. O să rezet tăcut eu? Nu l-am bădat. Încerc să nu te miști, că să fac bine. Nu. Stai spune tu uica tău și sănos. Noi nu poți pe acolo două restaurant. Când a fost mic, da, știam. Da, pe îndreapă, Joker. Bă, tăi mă vreau să-l duc. Și e sănos. Da. Te bă, dacă știi ca sirenele. Uite ce frumos. Admir frumos pontonul ăsta. Vezi rechinul la dân larg. Oh, nu seamănă cum ăsta. Rechinul. Bravo, pune bine, zi să te mama. Da, băga, ține, ține țara pe rău. Puneți cătușele, puneți cătușele. Pune unul. Bă, tu ești de mama. Băi, bă, că nu nu-i pune, nu-i pune. Eu ți-am zis că lucru mă, da? Eu cum îți băiat cu tine, frumos, colegul, care vrea să-mi abri să aducă pastila aia frumoasă? Mergeți la mașină, ajută-te la mașină. Ce? Colegul, pastila asta, cine aduce pastila? Da, eu. Uite la mine. Dă-o la tata. Ah, tu eram. Așa, deci ce-i domnul? Eu o să-ți dau frumos pastila asta. Unghiți. Să nu stau aici sub chestia, să văd până unghiți. O bagi în un grep. Că le legați la mână. Deci ce-i, pastila asta... O să vezi. Ce pastila? Dă-i și apă, spune că-i dai apă. Dă-i o sticlă cu apă dacă aveți. Nu. Nu, colegi, că pastila asta știi ce face. Uită de tot ce se întâmplă. Pastila neagră, cum s-a spus. Nu, să o leșine. Și o să stea inconștient vreo 10 minute maxim, să ne grăbim. Hai, tot în mașină. Tot în mașină. Stai să-i dau că tu ești pe jos. Nu e mort. A făcut roleplay și a apăsat pe U. Eu i-am zis. La casă, mă, așa, nu? Baby, 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 baby